Nu știu, acum după, doar să am înțeles destul de clar că din interviul care l-a făcut dumnealui, domnul Arsenie, că merge peste tot unde are lucrări prin județ să facă controle. Înseamnă că înainte când era problema cu potul legea, nu făcuse controle și îi făceau de capul lor. După, cred eu că după sesizarea asta care am făcut eu, au început să fac controle peste tot. Că altfel nu mai explica, nu mai zicea că merg pe situație să fac controle, ca să văd dacă este treaba de calitate. Dar el e primar în comună numai, nu? Nu, domnul Arsenie e președintele Consiliului Județean. Am înțeles, ei, șef mare. Da, cum? Dar am văzut că numai vreo câteva sute de persoane l-au privit, înseamnă că nu e foarte popular. Păi, dânsul din PSD, nu e... Și oamenii s-au cam săturat, li s-a înnăcrit atâta PSD. Păi, da, problema aici, ai că au pus asfalt, au pus aici, la Bodești, au mai pus la Țoliș. Aici au un sat care merge de la Bodești, Târpești, prin altă parte, pe la Poenatelu, prin urmea lucrări. Dar nu numai asfalt și poduri, trebuie apă, trebuie gaz, trebuie un sens girator aici în centru. Aici, de exemplu, un sat este tras apă, dar nu-i peste tot. Cum aici, pe strada de la Părăoani, se duc numai până într-un loc, atâta. Până într-un loc în vârful dealului la Părăoani, pe strada aici din spate de casă. Care a fost consilier Toma Culiță, nu, Catana Culiță, pardon, Catana Culiță, el a fost consilier când era primarul Macovei. Ei, și tot atunci s-a tras apa. Ei, s-a tras apa doar până la el, de acord de la el merge la vale, nu la deal. Ca să zici că nu are căderi, că ar fi bazinul Niceu, că aici ar fi mai înalt decât Stoienești aici, cum e pe partea asta. Că de asta au ajuns numai apa până în vale, nu mai mergi la deal. Că zici că nu are căderi. Da, dar la el, cu fost consilier, apa nu merge. Asta e grija primarului din localitate. Nu mai e de competența Consiliului Județean, nu? Ei, primarul de atunci, înaintea lui Barna Marinel, fost Macovei, el a făcut cum a crezut el, așa, un proiect cum a crezut că... Na, acum e apa nova, se ocupă cu instalațiile, cu astea, s-au schimbat, trebuie făcut nou proiecte pentru continuare, că nu are toți apă, toți vin la vot, dar în schimb îi trasă apa doar nu-i peste tot. Uite, aici în deal nu ajunge, nu este apă, e doar până suvare. În coala deal, aici, pe strada asta, pe Stoienești, nu mai continua cu instalația la deal, că ar fi bazinul de Pișeuca, de pe dealul, din partea era de la Podeș sus, să zici că ar fi mai jos decât dealul ăsta aici, unde se Stoienești. Și n-ar avea căderi, dar pe părău, pe strada care v-am spus mai devreme, la Părăoani, când a fost primar Macovei, apa la el a ajuns, dar atât pe la consilier, că de acolo merge la vale, nu la deal. Deci nu a continuat acolo. Vedeți cât e de aiurea? Nu merge apa la vale? Nu vă mulțumești cu una, cu două. Trebuie să facă mari eforturi administrația. Păi da, cum? Dar dacă vă dați seama, dacă nu cât timp să mă mulțumească pe mine. Păi dacă mi-a pus să nu există apă nici în fântână. Da. Care nu au, nu au. Sunt mulți care nu au. Ei nu au dreptul și nu trebuie să mă mulțumească pe mine. E oameni care nu au acces la apă, deci o parte au, o parte n-au. Nu toți contribui, cum? Da. Păi contribui la bugetul local sau la un capitol aparte pentru aprovizionare cu apă? Nu, contribui, plătește taxe și impozite. Am înțeles. Da.
Și dacă plătești toți taxe impozite, nu toți trebuie să ai beneficii? Numai la unii? De acord, doar că pentru unii sunt necesari eforturi, cheltuieli mai mari, pentru alții e mai ușor. Mai ales dacă există infrastructură din timpuri, nu faci niciun efort. Da. Vă dați seama acum cum a turnat asfaltul aici? Trebuie să sape din nou ca să tragă apă. Doar sunt lucrurile astea se întâmplă frecvent. Abia l-au făcut. Dacă se faci într-adevăr să tragă apă în continuare din unde a rămas, trebuie să tai asfaltul ca să facă și la alții, dacă va face vreodată. Da, dar așa e. Dacă va face. Apă de canalizare nici vorbă, ce să mai... Nu există nicăieri. Deloc. Gaz nici atât. Dar în alte comune există. La Dobreni, de exemplu, comuna vecină are de toate. Are și gaz, și canalizare, și de toate. Ștefan cel Mare, la fel, și altele. La ei cum s-a putut? Și dumneavoastră aveți o explicație de ce la ei s-a putut? Eu am vorbit cu Marinel, cu primarul, anul trecut. O zis că nu s-a putut turna asfalt aici, de exemplu, nu s-a putut trage gaz și altele, pentru că nu ești în partidul care trebuie. Și nu te subvenționează. De asta alții au făcut de toate, și asfalt, și canalizare, și gaz, și tot, și tot, că ești în partidul care trebuie și care te poate să accepte proiectele din fonduri europene, face. Nu ești cu care trebuie. Dacă nu ești cu mine, ești contra mea și nu-ți aprob. Știți cum e? Cam așa merge treaba aici. Că e și foarte rău. De asta nu o putu face. Zici el. Cum ai eu, nu știu. Deci spuneți că ăsta nu-i primarul, dar e președintele Consiliului Județean care a ajuns să-și facă reclamă. Se pregătește pentru alegeri locale. Și dumneavoastră îl criticați că e foarte multă laudă. Da, eu, dacă aș vrea să filmare mai mult, eu îmi dispare la excesivă laudă față de realizări. Au pus muzică, e clip electoral toată ziua. Da. Nu știu, nu-i drept. Deci nu-i drept deloc. Când se racordează la apă curentă, trebuie să ajungă în tot satul. Nu numai într-o parte, unii da, alții nu. Când merge la poartă, când e timpul să voteze, nu se duc o parte, da, o parte nu. Se duc bine care vor, dar mai toată lumea se duce, de pe toate străzile. Sau toți plătesc impozite. Nu așa normal? De acord. Și ei contează pe voturile tuturor, nu numai pe ale unora. Păi, nu-i, e un fel așa, pe ochi frumoși, ca să zic așa. Au făcut așa până într-un loc, până unii au cunoștință, până acolo, restul nu contează. Da. Promisiuni respectate, roșu cu albastru. Da. E numai, oricum, la, să faci cum a fost cu asfaltul ăsta acolo turnat, au făcut lucrurile bune, dar să faci multă publicitate, mult tam-tam, dar nu, dacă ar face mai multe realizări, adică nu, că nu, asfaltul e unul din ele, care de 30 de ani tot zice că se facă, din timpul Ceaușescu. Și nu a arătat porțiunea aceea unde se rupea deja asfaltul, că nu era bordură, ce nu era? Acolo, păi nu dați seama, acolo se rupea asfaltul, acum o să apar jumătate de stradă. Deci nu numai un șanț așa. La fiecare loc o să unii se lasau jumătate de stradă, pe lungă, așa jumătate de stradă se apar. Și-au băgat chetroaie, care asta trebuie să fac deodată. Deci au pus de două ori, dar asta nu arată, nu se laudă cu așa ceva. Nu, păi, vedeți? Sau cu podurile. Deci punem asfalt, după aia tăiem, că după și... Am zis, am făcut gălăjii și cutare, hai, și după aia vine în inspecții, ba acolo, mă duc să văd ce se întâmplă, ca să facem calitate. Da, și o să merge așa, dăm, facem cum facem și e bun.
ea că nu-i bun. Și au fost nevoie de modificări, de... Că de asta vin controle. Că o să mergem controle, pe stop în iar lucrări. Deci nu a venit un control înainte. Când era, când era tot stricat, tot. Poate nu se pricepe și nu are nici ingineri de, de treabă. Trebuie să-i spună oamenii unde sunt problemele. Deja post factum. Ingineri are vreo 5. Dar e de unde să știi de cum e acusește, nu știi unde îi naște, unde nu. Că noi, dacă era timpul cum era înainte, când era ploios, da, putea să-ți dai seama foarte ușor. De așa cu... N-a plouat zilele astea, că am văzut multe ploi au fost. Au fost, dar aici nu a plouat deloc. Deloc, deloc, doar a burezat un pic. Aici, în zona la Bodești, aici, în Neamț, dacă... nu a plouat deloc, deloc, deci nici nu a nins. Dacă nins prindeți... puțin, a burezat un pic. Dacă prindeți precipitații abundente, să filmați neapărat efectul, să vedeți dacă au proiectat bine podurile și dacă nu se adună apă peste drum. Da, pe da, e clar. De exemplu, la podul ăsta aici, unde l-a schimbat, l-a făcut foarte bun. Dar i-am spus lui șeful de echipă, lui domnul Romică, să facă șans, că de la capătul podului la ieșire, unde se scurge apa, nu este șans deloc. Deci e pregătit terenul, că erau niște copaci acolo scos, dar nu-i șans deloc, deci e drept până e înfundată gura. Dar cumva vine o furtună, tăi apa iasă în drum, că n-ar fi un duc. Oho. Da. Și ei s-au apucat de la vale să strici podurile. Să strici podurile ca să facă șansuri. Dar până faceți voi șansuri, până pregătiți la deal aici, unde sunt probleme. Pe unde vine apa, trebuie să aibă ieșirii din pod. Că intrare la intrare are, dar la ieșirii n-are, că e înfundat. Că nu-i făcut deloc. Și tot iasă, se umple podul cu apă și iasă, că dacă îi până în gura podului, e plin cu pământ la ieșiri, nu-i, că... Nu ne-a făcut camera unde se scurge apa, de acolo trebuie făcut șans, nu-i nic. Și el se umple cu apă și pe aia sunt drum, n-are. Și dacă vine o tornadă, zice, o furtună de cele puternici, vă dați seama, tot iasă pe drum, e, nu cât dezastru, e jale și... Poate de asta nici nu plouă, că s-au rugat ei. Dă, Doamne, seșită ca să nu ne arate goliciunea. O să scot să vorbească atunci când am era chiar acolo șeful de echipă, domnul Romic. Și i-am arătat că ridica niște tuburi cu excavatorul, cu lanțul. El lega și i-a spus, domnule, trebuie făcut aici neapărat, că n-are apa pe un duc dacă e furtună. Da, trebuie, am să vorbesc cu un inginer. Așa am mai făcut nici așa, nici. Deci am și, na. Îi pui la cheltuială, a vrut și ei să iasă mai ieftin și până la urmă trebuia să dea toți banii pentru Bodești, conform proiectului, nu o să rămână ei cu nimic. Dar nu s-o potrivi deloc cum era, deloc, deloc, deloc. Nu s-o potrivi deloc. Păi cum să spui domnul Arseni, președintele Consiliului Județean, că vine în control, merg peste tot, că așa spune în interviu, că merg în control la toate lucrările din județ să vedem ca să iasă lucru bun, de calitate, să fie nemțenii mulțumiți. Păi, de ce mergi în control? Cine mergi până acum? Înseamnă că o văzut că am ce-am filmat cu problema care s-a adeverit și aș... Cu siguranță a fost și în altă parte, ce a fost, cum a fost, s-a verificat și tot. Da, asfaltul nu era pus mai de mult în fața casei dumitale, interviul ăsta nu-i mai vechi? De până la sesizarea dumitale? Dar nu era asfalt aici deloc. Am înțeles, deci e replică intenționat dată pentru dumneavoastră. Păi era doar o bandă turnată. Aha. Și urma să toarnă a doua bandă. Am înțeles. Da, din sens opus, la a doua bandă a venit. Ok. Da. Bun, replica acceptată și replica replicată. I-ați dat și o reacție. Da. Să vedem el ce răspunde. Da. Eu nu știu, ar trebui să facă, să rezolvi și cu aici la domnul Ionel Condurache, unde am este o casă aici vis-a-vis, care are nu are drum de acces. Deci când intră, un vecinul Ion Condurache îl blochează. Acolo a fost un asta sigur e competența. S-a stricat.
Asta e competența primăriei sau a instanțelor de judecată. A primăriei. Și o să pui pot. O să pui un tub, domnul inginer. Te-am arătat, am zis acolo. Că nu există tub. Acolo un loc așa nu există. S-a făcut un alt drum pe lângă. Dar au fost provizori din cauza că ăsta care a fost vechi s-a stricat, a fost un pod de lemn s-a stricat. Și-a făcut altul provizor. Și acum ei vrea să-i rămâie ăla provizorul pe locul care-i locul omului. Și ăsta care a fost să-i rămâie lui Ionel Condurachi. Că e el ca să aibă bun pe tractor. Și prostie asta. Cum să pui pe locul omului și aici... Deci să faci un drum alternativ care era făcut de... Că ăsta era stricat, podul, înainte. Pe timpul Ceaușescu. Și... Ionel Condurachi pune tractorul, că e peste drum acolo. Mai pune tractorul, sculi și mai are el pe acolo. Costoare. Și asta se lasă lui să aibă unde spune el utilajele și drumul să rămâi pe... acolo au avut acasă. Acolo, unde au făcut drumul provizor. Și să schimbi proiectul așa. Păi cum să fie? Nu-i bun. Sper să o rezolve între ei vecinii, eventual cu medierea primarului. Dacă nu, vă rog să vă implicați noastră, filmați, aduceți-i și pe ei, înregistrăm video, facem interviuri în direct. Hai să rezolvăm problema, dar asta deja e de competență locală, de Bodești. Da, local, da, asta e local. Dar acolo a venit inginerul, cum e domnul Prada, cu primarul, cu Marinel, a venit de două ori și a făcut cu harta, cu martori am chemat. Cum? Pe unde e drumul normal și care... Că acolo e un abuz și merge pe locul omului și nu de lasă Ion Condurache să intre să se pui tub, să intre pe drumul care trebuie, nu să-i rămâie lui. Adică să-i rămâie lui pe... să ocupe un drum care trebuie, un drum lateral și să-l rămâie la alt alternativ care-i făcut pe locul omului. Acolo știu că au uitat acasă. Foarte bine, știu, de mic copil, doar e melodia la cu patru case, foarte aproape. Mulțumesc pentru intervenție, pentru încredere. Ținem legătura. Vrem să știm cum se desfășoară treaba la Bodești, județul Neamț. Da. Da. Bun. Sănătate și mulțumesc, Armand. La revedere.